facem și acest lucru prin cântare și refrenul acestei cântări spune: Gloria Iisuse ție, aleluia în veci mărire, Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Am găsit în Domnul fericirea, am găsit mare sus am găsit prin Iisus mântuirea, ce-am căutat-o pe atâta timp. Am găsit în Domnul adevărul, când inima mi-am deschis, pace sfântă, yeah.
Și acum în seara aceasta și întotdeauna suntem datori să-i cântăm mărire Dumnezeului nostru. Haideți să spunem și în rugăciune același lucru. Doamne, ți-aducem glorie, ți-aducem laudă, ți-aducem mulțumirile noastre și te slăvim pentru faptul că și în seara aceasta suntem împreună aici. Lucru pentru care Dumnezeul nostru merită să fie slăvit. Nu știm a cui este clipa următoare, dar Dumnezeu ne-a oferit în această zi încă o zi la viața noastră. Cred că n-a făcut-o degeaba, cred că n-a făcut-o doar așa numai să fie, ci a făcut-o cu un scop, pentru ca în ziua aceasta să ne putem apropia mai mult de Dumnezeu, să-L putem găsi și să putem să ne împăcăm cu El. Haideți să-L binecuvântăm deci în rugăciunile noastre, rugându-L ca seara aceasta să o facă cu folos pentru fiecare din noi. Amin. Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Ieremia, capitolul 35, și citim primele 11 versete din acest capitol, pagina biblică 775, Ieremia, capitolul 35. Cuvântul Domnului ne spune: cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului, în una din chilii, și dă-le să bea vin. Au luat pe Iazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe frații săi, pe toți fiii săi, și toată casa recabiților, și au adus în casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maseia, fiul lui Shalum, ușierul. Au pus înaintea fiilor lui Recab, fiilor casei lui recabiților, niște vase pline cu vin și pahare și le-au zis: dați, beți vin. Dar ei au răspuns: noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă:
să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case și să nu mâncați, sămânați nicio sămânță, și să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Nu bem vin toată viața noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii noștri, nici fiicele noastre. Nu zidim nici case ca locuințe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânțate, ci locuim în corturi și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. Când s-a suit însă Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împotriva țării acesteia, am zis: haideți să fugim la Ierusalim de oastea haldeilor și de oastea Siriei. Așa se face că acum locuim în Ierusalim. Vă invit să reocupați locurile. Din toată inima vă spunem și în masa aceasta, bine ați venit la închinare înaintea Domnului, loc în care suntem convinși este prezența lui Dumnezeu. Dimineața se amintea aici o cântare, care, sigur, n-am cântat-o, se spunea despre ea, care invita Duhul Sfânt să vină din nou ca pe vremuri. Și m-am gândit un picuț la importanța acestor versuri care se cântau. Poate nu sunt suficient de explicite în explicația lor. Am dori să vedem lucrările Duhului Sfânt ca altădată, dar Duhul Sfânt a venit odată pe pământ și El rămâne pe pământ printre oameni. Dar îl simt și au parte de El și de lucrările Lui doar cei ce fac voia lui Dumnezeu și sunt pregătiți să-L primească în inimile lor. Și templul Duhului Sfânt rămâne pentru totdeauna în inima și viața acelor oameni. Doamne, dă-ne credința aceasta, să fim convinși că și în seara aceasta, și mâine la întâlnire la rugăciune, și miercuri la rugăciune, și la timpul de închinare în jumătatea săptămânii, și întotdeauna Duhul Sfânt este prezent și este gata să lucreze. Puterea Lui n-a slăbit, doar voința noastră, doar dorința noastră de a-L primi, doar disponibilitatea mea, a mea și a noastră, a tuturor, să fim puși la dispoziția Lui, aceasta schimbă felul lucrurilor. Fie dar ca în seara aceasta inimile noastre să dorească prezența Lui Dumnezeu, convinși că aici între noi este Domnul nostru Iisus Hristos, este Duhul Sfânt, care are aceeași putere ieri, azi și în veci. Fie dar simțită prezența Lui între noi și în seara aceasta. Amin. Dorim să slăvim toți împreună pe Domnul cântând. În timpul acesta dăruim Domnului și darurile noastre de bunăvoie, făcând colecta. După cântarea în comun, corul de copii slăvește pe Domnul cu prima cântare. Domnul să-i binecuvinteze. Se laude cel ce încinge arma, nici cel ce-n toiul luptei obosește, căci de la Domnul noi primim vom lauda atunci când alergarea se sfârșește. Căci de la Domnul noi primim vom lauda
alergarea se sfârșește. Ce faci, ce spui? O, asta are preț, dar ochii cui? Ce ești, cum faci? Gândește-te la cine vrei să placi. Să nu se laude cel care vechează nopți zile postul ce-a primit, căci încă n-a trecut a patra strajă, când orice vegheator e istovit. Căci încă n-a trecut a patra strajă, când orice vegheator e istovit. Ce fac? Suspinesc de tămâie, căci nu se știe dacă în orice timpul în stare e să cânte, nu se știe. Căci nu se știe dacă în orice timpul în stare e să cânte, nu se știe. Ce faci, ce spui? Cine vrei să placi? Să nu se lauzi cu ce lucrezi în vie, căci într-o zi stăpânul va veni și ce va spune încă nu se știe, nici ce răsplată atunci vei primi. Și ce va spune încă nu se știe, nici ce răsplat atunci ce vei primi. Ce faci, ce spui? O, asta are preț, dar în ochii cui? Ce ești, cum faci? Gândește-te la cine vrei să placi. Ce faci? Stare prezent în ochii cui.
Corul bisericii slăvește pe Domnul cântând, după care fratele Daniel și sora Dorina Crișan cântă pentru slava Domnului.
cuvântul sfânt, Dumnezeule vorbește prin Duhul Său cel sfânt. Când oamenii ascultă de Biblie Cartea Sfântă, atunci Dumnezeu cu drag îi binecuvântă. Cerul coboară pe pământ, stă cu Domnul părtășie, mereu slăvim pe Dumnezeu, El ne aduce bucurie. Când poporul Lui se închină și cântă osanale, slava Domnului coboară peste întreaga adunare. Oamenii se unesc, chiar de sunt doi sau trei, El coboară între ei. Când oamenii se adună să laude pe Creator, Domnul e prezent acolo în mijlocul lor. Cerul coboară pe pământ când stăm cu Domnul în părtășie, mereu slăvim pe Dumnezeu, El ne aduce bucurie. Poporul Lui se închină și cântă osanale, slava Domnului coboară peste-ntreaga adunare. Casa Domnului, când vin la închinare, în prezența Lui, inimile se deschid pentru Dumnezeu. El e acela ce revarsă harul Său. Cerul coboară pe pământ când stăm cu Domnul părtășie, mereu slăvim pe Dumnezeu, El ne aduce bucurie. Când poporul Lui se închină și cântă osanale, slava Domnului coboară peste-ntreaga adunare. Când stăm cu Domnul în părtășie, mereu slăvim pe Dumnezeu, El ne aduce bucurie. Cu poporul Lui se închină și cântă osanale, slava Domnului coboară peste-ntreaga adunare.
Domnul să vă binecuvinteze. Tinerii cântă pentru slava Domnului după cântarea tinerilor din nou corul de copii. Domnul să-i binecuvinteze și după corul de copii și corul mare slăvește pe Domnul cu o cântare. Thank you.
Domnul să ne ajute, într-adevăr, să ajungem acolo unde vom fi totdeauna cu Iisus. Suntem în casa lui Dumnezeu și în seara aceasta dorim să facem o rugăciune înaintea Lui. Și m-am gândit la motivația acestei rugăciuni, care parcă este provocată de durerea lui Dumnezeu. O să constatăm de ce este așa. Ne bucurăm să fim împreună și în seara aceasta și ori de câte ori este timp de închinare. Facem un lucru bun, că suntem la casa lui Dumnezeu, că punem suflet în aceasta și suntem, cel puțin unii dintre noi, nelipsiți și este un lucru frumos și apreciat de Dumnezeu, nu numai atât, dar chiar și poruncit, așa cum spune Epistola către Evrei, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei și au făcut obicei din aceasta. Obiceiul nu vine dintr-o dată. Azi nu vin, data viitoare vin, peste două săptămâni găsesc chiar o motivație și nu vin și în cele din urmă devine un obicei. Obiceiul acesta trebuie exclus. Apoi suntem îndemnați de Cuvântul lui Dumnezeu să venim la părtășia frățească, acolo unde este și Domnul, și cred că facem bine că venim la timpul de închinare, la biserică. Dar permiteți-mi să spun că nu este suficient, poate spre dezamăgirea unora dintre noi. Că venim la biserică este bine, este frumos, este datorie, este porunca lui Dumnezeu și este răsplătire divină pentru aceasta. Dar nu este suficient. Permiteți-mi o a doua întrebare la care trebuie să răspundem corect. De ce venim la biserică? În pasajul care nu l-am citit, dar care urmează în același capitol 35 din Ieremia, începând cu versetul 13 până la versetul 17, 5 versete în care în fiecare dintre ele Dumnezeu își spune durerea și permiteți-mi să o citesc. Nu voiți să luați învățătură ca să ascultați cuvintele mele, zice Domnul. Versetul 14, ultima parte. Eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Versetul 15, tot ultima parte. Dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Versetul 16. Însă poporul acesta nu mă ascultă. Și versetul 17. Pentru că le-am vorbit și nu m-au ascultat, pentru că i-am chemat și n-au răspuns. De ce venim noi la biserică? Aici sunt cântări frumoase, sunt îndemnuri frumoase, sunt predici frumoase. Permiteți-mi să o spun și aceasta și dacă meditați corect, vă dați seama că este adevăr. Ce învățăm noi din acestea? Suntem conștienți că ori de câte ori venim în locul acesta, ne vorbește Dumnezeu? Dar durerea lui Dumnezeu era nu pentru străini, era pentru poporul lui, pentru cei ce erau copiii lui, pentru cei ce se închinau într-o anumită formă sau o anumită intensitate înaintea lui Dumnezeu, după anumite ritualuri de care poate s-au plictisit și au încercat să le înnoiască cu modernismul, cu cei care în jurul lor se închinau și presupuneau că se închină tot unui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu venea înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu de atâtea ori, Dumnezeu trimitea robii lui la ei și ei nu ascultau. Doamne ferește pe fiecare din noi să cadă în extrema aceasta, ci aici, în locul acesta, să fim conștienți că Dumnezeu ne vorbește. Dacă n-ar fi așa și dacă n-am ține cont de lucrul acesta, înseamnă că venitul nostru la biserică ar fi zadarnic. Și harul
de care Dumnezeu vrea să ne facă parte prin cuvântul Lui, prin împlinirea promisiunilor Lui, ar fi zadarnic față de noi. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului în scopul acesta, ca Dumnezeu să ne dea o foame și sete după cuvântul Lui. Să-L dorim ori de câte ori venim aici, să putem spune și noi, cum spunea un poet al unei cântări, mă duc și unde-s frații, iubirea în veci mă ține, dar nu pe ei caut, ci în ei te caut pe tine. Haideți să fim și noi animați de această dorință în locul acesta. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, vrem să-L găsim pe Dumnezeu, vrem să ascultăm de Dumnezeu, dar în același timp trebuie să fim conștienți că El este aici și ne vorbește. Dar ca să avem relație și părtășie cu El, noi trebuie să răspundem și să-L ascultăm. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea inima aceasta bună, ca să răspundem chemării lui Dumnezeu și cuvântului Lui, împlinind voia Lui. Apoi ne rugăm în al doilea rând pentru oamenii care sunt în jurul nostru. Dorim ca toți să fie mântuiți. Dorim lucrul acesta. Trebuie să și facem ceva pentru aceasta. Acum ne rugăm că suntem aici, dar mâine ne vom întâlni cu ei. Mâine poate vom avea un timp care îl petrecem împreună, fie la un loc de muncă, fie undeva la un shop sau la o ieșire, oriunde ar fi și de orice natură ar fi întâlnirea noastră. Acolo va trebui să ne facem încă o dată datoria. Domnul să ne ajute să facem datoria în ce ne privește pe noi față de oamenii care sunt în jurul nostru. Și apoi Dumnezeu își va face partea Lui, îi va atrage. Să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor din jurul nostru. În al treilea rând ne rugăm Domnului pentru cuvântul Lui din seara aceasta. Domnul să-L binecuvinteze și să-L întărească pe fratele Avram ca mesager al Evangheliei, să-I dea cuvânt, iar noi fiind conștienți că orice cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere și încercat, să luăm aminte și să împlinim voia lui Dumnezeu. Domnul să ne asculte, ne rugăm Domnului.